emisiune sponsorizată de Condor Oil. Bună seara din nou, bine v-am regăsit la emisiunea Banii Tăi. Bună seara, Marius. Bună seara, Cristiana, bună seara, stimați spectatori. Din nou, 19 și 15, Banii Tăi, subiecte de interes local în seara asta. Vom vorbi despre... Facilități pentru investitori. Primarul Marius Stan are o propunere. Să ascultăm. Și anume, dacă investitorul străin sau gălățean sau de unde vrea el să vină... Străin vine, din alt județ sau din altă țară? Sau din altă țară. Sau din Republica Moldova, că tot abordăm aceste subiecte noi. Vine cu o investiție mai mare de 200.000 de euro, va primi niște facilități la impozitul pe care îl plătește pentru un apartament, un teren, o casă, orice... Pe clădiri. Da. De exemplu. Am și exemplu. Dacă vine cu doar 200.000 de euro, până în 500.000 de euro, va primi o reducere de 20% din impozitul pe clădiri. Dacă vine între 500.000 de euro și 1 milion de euro, se va acorda o reducere de 40%. Și dacă vine cu o investiție mai mare de 1 milion de euro, reducerea va fi de 60%. Destul de consistentă. Ce părere aveți? Sună frumos la prima impresie, probabil și-au făcut și niște studii, probabil economia e atât de la pământ, de terminată, încât nu s-au și stabilit niște priorități, nu s-au și stabilit niște zone, niște categorii exact, mai precise, uh-huh, unde să se investească. Da. S-a pus la grămadă, nu contează unde vii să investești, îți reducem, eu știu, impozitul pe clădire. Acum eu am o întrebare. Dacă eu vin și fac o firmă de leasing și vin cu 1 milion de euro și n-am nevoie pentru firma de leasing decât de un apartament unde să-mi primesc clienții, care-i facilitatea și de ce aș veni în Galați? Plătiți cu 60% mai puțin la impozitul pentru apartament. Da, dar nu, apartamentul, impozitul la apartament în condițiile în care am 1 milion de investit, chiar nu mă afectează foarte tare. Ținând da, dar cont poate că... vreți să vă construiți o casă la vânători și o treceți pe numele firmei. Dar dacă e la vânător, nu ne mai interesează ce zice domnul Stan. La vânător nu mai intră în municipiu. Deci înțeles. De asta spun, sunt anumite nuanțe, probabil cei de la primărie le scapă, ei fiind de meserie de fapt altceva, nu economiști sau din zona afacerilor, sau afacerile care le-au făcut dumnealor au fost luăm tablă din combinat, o vindem la suprapreț sau o vindem într-o zonă în care alții n-au acces datorită politicului și facem bani. Nu, părerea mea este că ar trebui făcute niște facilități, ar trebui introduse niște facilități, dar serioase, asta nu e o facilitate serioasă, în condițiile în care vii investitor, eu știu, cu între 200.000 de euro și 1 milion de euro, vrei să-ți construiești o hală și aștepți să dea certificatul de urbanism vreo 2-3 ani, eu zic că să lasă. Mai bine plătești impozit, dar să-l facă mai repede. Sau ar fi trebuit să dea o facilitate de genul cine vine să investească, eu știu, de la 20.000 de euro în sus, certificatul de urbanism și autorizația de construcție se obține în 3 zile sau în 5 zile. Și eventual să fie un ghișeu separat în care să fie 5 trepăduși de la primărie care stau și scormonesc cu boldul cum să nu-ți dea o hârtie, cum să nu-ți dea o autorizație. Ar trebui cumva altfel. Părerea mea e că e o glumă. Dar, nici măcar bună. Dar dacă ar veni, de exemplu, un investitor care vrea să-și facă o fabrică de textile, dar nu știu, industrie de asta ușoară, și investește peste 1 milion de euro, cum spuneam, și are reducere de 60% la clădirea respectivă, aici chiar este nevoie de o hală. Clădirea respectivă care și-o face probabil în 3 ani. Cât așteaptă să-și ia autorizații de construcție și așa mai departe. Ușor, își cumpără materialele, știți? Și după aceea, treptat. Și dacă mai face și 200 de locuri de muncă, că și asta este interesant, mai scade impozitul cu încă 20%. Deci va avea o reducere undeva la 80% pe impozit. Ceea ce trebuie să reținem noi este că trebuie să-și construiască hala. Dar până să-și construiască hala, ies toți perialbi, își pierde toată răbdarea și pleacă. Aici e problema. Problema este, hai să-i ajutăm să delimităm niște zone unde am putea construi, să facem niște zone speciale pentru investitori. Vreau să le spun telespectatorilor, cu siguranță știu, China s-a dezvoltat, China, la nivel de țară, s-a dezvoltat prin crearea de zone economice. Ce înseamnă asta? Au luat în zonele de coastă, unde
au acces, eu știu, vasele și comunicația este foarte bună. În zonele cu astea au creat zone speciale de dezvoltare. Au creat vreo 3, 4, 5 într-o primă fază ca să testeze. Acele zone s-au dezvoltat fantastic de puternic, radiind în jurul lor dezvoltare economică. Ulterior au mai creat și alte zone și într-un final toată China s-a transformat într-o zonă economică de dezvoltare cu facilități și cu implicit cu permisiunea de a avea o economie capitalistă într-o țară comunistă. Același lucru ar trebui să învețe și politicienii noștri, că nu poți să-mi spui vino și investește 20.000, este exact o tehnică de japcă, aș numi eu, în limbaj de stradă, vino și dăm banii și văd eu pe urmă că îți fac eu niște facilități pe banii tăi. Nu. Ar trebui să se delimiteze un perimetru, primăria ar trebui să delimiteze un perimetru în care să spună, veniți investiți aici, facem un parc industrial, veniți investiți aici, facem o zonă, eu știu, industrială prin care ce să se obțină? Să se obțină reintegrarea oamenilor care au fost disponibilizați. Ce oameni au fost disponibilizați? Poate niște ferari, poate niște oameni care lucrează, strungari, care au lucrat pe la fostul IMH, pe la fostul ISCL, pe la fostul combinat, că poate acum trebuie să ne gândim că o să-l închidem și pe ăsta, eventual să facă Hollywood aici niște platouri de turnare pentru Matrix, pentru, eu știu... Ar ce niște bani la garație? Păi ar fi, dar ei o să ne spună, veniți, băgați niște bani că vă facem reducere la impozitul pe furnal sau impozitul, să fim serioși. Deci, faceți întâi un perimetru, spuneți, veniți aici și investiți și pe o perioadă de 5 ani nu vă luăm nicio taxă pe teren, pe, eu știu, pe drum, pe eu știu ce taxe au mai inventat. Aduceți apă, aduceți electricitate și faceți un drum și atunci lumea o să vină, investitorul o să vină, se dezvoltă și după aia nu-l deranjează să plătească o taxă, nu-l deranjează să plătească, eu știu, un impozit, pentru că reducerile care sunt minimale, sunt cam în bătaie de joc. Nu, probabil, singurul avantaj l-ar avea un dezvoltator imobiliar care și-ar face, eu știu, 50 de apartamente, investește într-un bloc 10 milioane sau 3 milioane sau 5 milioane și nu plătește impozit pe clădirea respectivă. E singur. Dar noi nu avem nevoie de zona asta să o dezvoltăm. Noi avem nevoie de zona asta, avem nevoie să o dezvoltăm, dar e temporară. S-au construit 5 blocuri și pe urmă s-a plecat. Nu produce plus valoare pe termen lung. Noi avem nevoie de niște fabricuțe, noi avem nevoie de niște... Fabricuțe de ce? Deci fabricuțe de cuie, putem să spunem, fabricuțe de lanțuri, cum aveam, fabricuțe de plase pescărești, cum aveam și s-au închis, fabricuțe de pantofi, de ce nu, fabricuțe de, eu știu, prelucrarea metalului, sunt oameni care au fost disponibili în zona asta, fabricuțe de pește, conserve de pește, că suntem la Dunăre, fabricuțe de compot, de suc de roșii și așa mai departe, ca să beneficiem de producția din zona Matca și din zonele care au producție și n-au un s-o vândă și aruncă, vedeam la televizor că kilogramul de roșii are un preț bătaie de joc și nu reușesc să-și scoată nici banii care i-au investit și așa mai departe și așa mai departe. Deci sunt zone care trebuie dezvoltate pentru a reintegra forța de muncă care a fost disponibilizată din marile întreprinderi. Asta trebuie făcut. Nu venim și ne spunem, vă facem niște facilități. Cui? Credeți că o să vină cineva? Faceți niște facilități cui? Clubul Oțelul, ca să plătească mai puțin pe terenul de fotbal, că vine nu știu ce domn și investește 300.000 și cumpără 6 perechi de Adidas? Să fim serioși. E o încercare bună, cam nereușită, e ca o glumă proastă, dar merită insistat în continuare. O să vedem dacă o să fie cineva încântat de această idee. O să vedem câți vor fi. Părerea mea poate că nu... Poate cel care va construi mall-ul va profita, eu știu. Cu siguranță, cu siguranță da. Reducere... Da, dar nu știu cel care va construi mall-ul sau mall-ul câți oameni disponibilizați din combinat, din fosta zonă industrială, din Galați, vor putea fi reintegrați. Vor fi integrați oamenii care nu mai pot munci ca vânzători la magazinele care se demolează acum. Care se demolează acum. Deci tot este bine. Dar despre acest subiect vom vorbi săptămâna viitoare. Sigur că da.
Vă mulțumim pentru atenție. Fiți mulțumesc alături de noi, o să revenim cu subiecte de interes local, o să le analizăm, le disecăm, chiar dacă nu va fi pe placul autorităților. Vă vom spune adevărul, vă vom spune ce se ascunde în spatele acestor măsuri facilități. Și acestor facilități mascate care se oferă. Mulțumim încă o dată, mulțumim sponsorului, vă urăm o seară plăcută, la revedere! La revedere! Emisiune sponsorizată de Condor Oil.